Doamne și domnule, am zis că dacă vin, fac și o chestie pentru toată lumea, și pentru mine, dar și pentru voi. În spate e atelierul lui Brâncuș. Atelierul lui Brâncuș nu era aici, dar a trebuit să fie reconstruit, că s-a făcut Centre Pompidou. Centre Pompidou e o chestie mare cu foarte multe țevi. Bine, glumesc. E o clădire senzațională, adăpostește artă contemporană, artă modernă. E o încântare să te plimbi prin el. Dar lângă a fost reconstruit, cred că prin 70 și, da, de Renzo Piano, atelierul lui Brâncuș. A avut mai multe în Paris, vreo 8, dar ăsta era atelierul cu ștaif, unde se prezenta lucrările și unde statul francez a făcut o minune. Sigur că Brâncuș în 57 a vrut să dea atelierul ăsta să doneze toate lucrările statului român. Dar comuniștii români, statul român de atunci, pur și simplu au zis: băi, nu ne interesează arta asta decadentă. De 4 ori l-a ejectat, nu l-a ejectat, că nici nu a fost primit. I-a respins intrarea în Academie lui Brâncuș. Astăzi venim aici și ar trebui să zicem un pic Brâncuși. Brâncuși, nu Brâncuș, pentru că din păcate statul român, și nu zic țara, România, statul român de atunci și nici statul român de acum nu înțeleg absolut deloc din ce înseamnă investiția în cultură. Poate că peste 1000 de ani, peste 2000 de ani, o înțelege, dacă o mai fi pe atunci. Hai că mai rămân înăuntru, poate mă lasă să filmez. Uite ce e fain aici, că lângă atelierul lui Brâncuș, vezi? Sunt oameni de peste tot, care exersează aceeași tehnică, aceeași frumusețe, asta e 35 de euro, vezi? Se și vând, din piatră. Asta e un omagiu adus lui Brâncuș, practic. Vezi de ce spică bine să vii într-un loc, într-o țară, care înțelege că investiția în cultură e o investiție pe termen lung. E ca atunci când investești în istorie. Spică bine să vezi pe oamenii ăștia din diverse culturi, făcând, după exemplu, lui Brâncuș, făcând pentru că Brâncuș a existat, o imitație onorabilă, un mimetism onorabil și trăiesc din cultură. Vezi ce fain este? Doamne, dă să fie și la noi într-o zi la fel. Ii, ce fain că mă lasă să filmez. Mă las să filmez și musai să vedeți aici. Vezi, îi recunosc toată chestia asta faină. Și asta e acea imagine pe care o știe toată lumea. Și aici sunt mulaje. Aici recunoști din Poarta Salutului. Aici recunoști pasărea. Ai coloana infinitului. Atelierul a fost refăcut. Cred că, stai să mă uim mai bine, 74 sau când? Nu scrie. În 50, nu știu. În 57, până în 57 aici a locuit. Da. Uite. Arhitectul ăla italian a făcut lucruri minunate. Sunt lucrările lui. E socluri, vreo 40 de socluri și vreo 80 ceva de lucrări. E un spațiu fain. E un spațiu pe care Brâncuș l-a lăsat statului francez cu condiția să se ocupe de tot ce înseamnă vizitare și tot ce înseamnă memorie, până la urmă, da? Uite, alea sunt primele coloane ale infinitului. Da? Alea două sunt din lemn, aia mare e din gips. Acolo vezi și pasărea. Aici vezi domnișoara Poganii. O mulțime de lucruri faine pe care ar trebui să le vadă orice om care vine, era să zic, din România, de peste tot din lume. Și aici ai o istorie a tot ceea ce înseamnă Brâncuș pentru Franța. Scrie atât că e venit din România, toată expoziția asta de fotografie este
a unui dejan, da, Ciprian Mureșan, și a fost făcută cele 5 fotografii care compun această serie, au fost luate cu ocazia unei invitații făcute în 2012 la Mureșan pentru Muzeul din Cluj. Uite, le vezi. Și atmosfera asta de spațiu cultural, și nu mă refer la spațiul ăsta, la clădirea asta, ci la tot ce înseamnă Franța, te oblojește pur și simplu. Când aduci un copil aici, copilul ăla învață nu numai că Brâncuș a fost un mare, mare sculptor. El învață și faptul că e extrem de important să investești în cultură. Extrem de important să recunoști un fapt cultural. Uite, și aici vezi tot, exact ce făcea Brâncuș atunci. Uite. Asta e foarte tare să ai memorie, știi? Noi ar trebui să ne bucurăm ca niște copii, că mai avem în Târgu Jiu, pe lângă Universitatea Brâncuș, avem și operele lui Brâncuș lăsate nouă. Chiar dacă nu e așa, prin anii 50, comuniștii, despre care învățăm astăzi că au fost mari scriitori, începând de la Sadoveanu până la cine vrei tu, Joe Boxa, au propus să fie dărâmată coloana infinitului, cum că face parte din civilizația occidentală decadentă. Și au tras de ea cu tractoarele, tată. Printr-un miracol, au supraviețuit acele trei opere, capodopere, cum vrei să le spui, minunății dumnezeiești, la Târgu Jiu. Uite ce înseamnă munca unui artist. Aici vezi Cap de copil și Domnișoara Pogani. Aici vezi ce înseamnă pentru un artist câtă zbatere până ajunge la o formă finală care ție se pare foarte simplă. Aici sunt sculele cu care lucra. Totul este exact cum a fost lăsat în 5-7 de Brâncuș. Sunt 4 camere. Atât avea Brâncuș. Aici aveți toată istoria atelierului. N-am avut datele foarte exacte. Și aici este... ia zice mărturia arhitectului Renzo Piano, care a reconstruit, așa arăta înainte, căsuța, cu acoperișul ăsta un pic mai ciudățel. Da? Astea sunt fotografii de epocă și așa a arătat macheta celei de-a treia reconstrucție atelierului Brâncuș în 1997, a treia reconstrucție. Schiții faine. Uite, și aici este ceea ce a zis Brâncuș în 57. Las statului francez pentru Muzeul Național de Artă Modernă absolut tot ce conține în ziua de ce spun Mondese. Înțelege singuri. Nu vreau să citesc așa ceva. Brâncuș a fost un tip universal. A vrut să lase rădăcinile lui, țării în care s-a născut și pentru care a lucrat, dar pentru că n-a fost posibil, pentru că țara lui era sub ocupația oamenilor, cel mai proști oameni pe care au putut să-i dea țara aia vreodată, a trebuit să se refugieze cultural, dar și fizic, într-o Franță care l-a primit cu brațele deschise. E o minune. Știu că așa, din filmă, nu-ți dai seama, nu știu ce, o să zici, bine, bă, ce-ți trebuie să iei acum, mi-arăți mie niște machete. Dar când vii aici, senzația e alta. Senzația e că ai văzut, ai înțeles și de acolo încolo depinde de tine să mergi mai departe. Poți să iei pe drumul manelelor sau poți să iei pe drumul pe care mergi și Brâncuș. E adevărat că e mai greu un pic, dar la final ai o istorie. Nu niște CD-uri pe care dansează tot felul de proști. V-am pupat!
Ce vedeți voi acolo e o statuie a lui Max Ernst. Nu a fost francez decât prin adopție ca și Brâncuș, dar vă spun povestea lui. E chiar lângă atelier, merită să o vedeți, că numai în Paris se putea întâmpla atât de fain o viață de om. Dar vreau să arăt, statul francez, pur și simplu, a cumpărat această sculptură în 1975. Asta face un stat cultural. Un stat cultural care înțelege că dacă ești deștept, reziști și ai memorie. Acum, sigur că Max Ernst, ca să merg mai încolo să vă spun, ăsta a fost un tip foarte fain, un ciudat, adept al dadaismului. Aici se întâlnește cu Tristan Tzara într-o oarecare măsură, dacă ne gândim la ce înseamnă dadaismul, nu la faptul că unul era sculptor, Ernst, și altul era scriitor. A avut o viață senzațională, bă, și se potrivește cu Paris. Îl cunoaște pe Paul Eluard. Asta e un mare, mare, un munte. Da? Și așa de bine îl cunoaște că amanta lui va fi nevasta lui Paul Eluard. Ăla nu protestează că era adeptul gândirii libere și a zis, bine mă, iau-o. Mai târziu îi cedează pe gala lui Salvador Dali. Și când în sfârșit se gândește Max Ernst să puie la casa lui, mă, găsește tot o fiță de femeie. Adică fița de femeie însemnând că e din familia Guggenheim, aia care au făcut muzeul Guggenheim. Adică găsești peste tot, dacă te pricepi un pic, o grămadă de povești. Bine, adevărul că sunt unele povești care doar Parisului se potrivesc. Paris, orașul iubirii, orașul luminilor, orașul ce vrei tu, orașul, era să zic orașul țevilor, dar ăsta e Centre Pompidou și e o nebunie de, e o frumusețe. Nu știu dacă am curajul să mă să stau la coada aia, nu cred că o să am curajul. Eu sunt cam fricos la fazele astea cu sănătate publică. Dar mă bucur că sunt fricos, bine, glumesc. Dar uite, vezi, în jurul centrului, în jurul la Centre Pompidou, vezi, găsești oameni care expun propria artă cu speranța aia extraordinară care îți dă aripi și șoptește în ureche, bă, într-o zi vei fi și tu acolo cu arta ta. Într-o zi cineva se va bucura de arta ta. Asta e fain în țările care respectă cultura. Că găsești pentru toată lumea și găsești părți din lume. Nu contează că nu ești celebru acum, nu contează că nu ești Brâncuș, nu contează că nu ești Max Ernst. Contează că sute de mii, milioane se bucură de ce ai făcut și când zic numele tău, ți-l zic cu admirație. E un spațiu altfel, așa? Vă salut de pe altă planetă!